Bun găsit, oameni buni, într-un nou episod din Opriți Timpul, emisiunea unde ultima dată Mirele a înșelat-o pe Mireasă cu sora ei, care până la urmă s-a căsătorit cu el și ea l-a înșelat cu un văcar și el era să se bată cu fostul iubit al Miresei, care nu... Vai de viață, deci dacă n-ai văzut celelalte episoade, le găsești acolo în playlist. Hai să vedem ce ne așteaptă în toată această harababură. Zinaida e singura care a obținut exact ce și-a dorit. Opa! Cine e? Asta este primar, până la urmă? Termină cu chestiile astea, om serios. Nu e Costică. Ei, dar cine e? Păi ghicește, cine e? Instalatorul. Am venit să-ți fac o surpriză. E... Vrea să-ți desfunde țevile, doamna Zinaida. Mai ghicește. Mai ai dreptul la încă un răspuns. Hai mă, Costică, lasă-mă, că eu n-am chef de prostiile tale. Hai mă, că vreau să ne jucăm și noi... Ce să ne jucăm? Ce, tu nu te uiți la tine cum arăți cu părul ăla grizonaș, cu mustața aia comunistă? Cine crezi că se joacă cu tine, Costică? Îmbrăcat ca detectivul ăla de-i să lungezi mâinile, ia uite-te. Băi, Costică, mă, ești om în toată firea... Doamnă Costică, dacă vrei să impresionați pe doamna Zinaida, ar trebui altceva să vi se lungească dumneavoastră, dar nu, nu vreau să intru în... Dar când așteptam să ajungem în seara asta doar noi doi singuri? Extraordinar, păi și ce-i crezut? Fai că de penibil e îmbrăcat. Da, mă, păi de când așteptam asta? Ți-am zis de mult, uite, au plecat și fetele de acasă. E și... Chiar suntem singuri în toată casa. Ia, cum ai vrea tu să ne jucăm? Ia să te văd. Hai să ne jucăm, că cum și cum vrei tu să... Uite, pe aici prin casă, ne plimbăm, fugim unul după altul. Dăm în mintea copiilor. Da. Întinerim și noi mai mulți ani. Ia, ia, hai, prinde-mă. Haide. Hai, tăticu, hai, prinde-mă, tăticu. Unde ești? Ha, 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 prind, stai că te prind, Hai, cu viața! Imediat! Mă loc cu greață, e... Am niște flashback-uri de pe la vreo nuntă nea, în care ultimul unchi, beat așa, știi? Încearcă să combine pe una mai tinerică, așa, și... La fel de cringe. Încă nu, chemăm ajutoare. Nu e nevoie de ajutoare. Lasă că face tata față, mai pot. Ia. Stai așa ca să ajung după tine, unde fugi? Și ce mai propui? Adică ce să propun, ți-am spus. Păi și bine fugrim așa de nepăput toată casa. Mergem în dormitor, dacă obosit, tu hai în dormitor să mergem acolo să ne odihnim. Păi ce mă, tu crezi că gata cu dormitorul? Păi da, n-a fost vorba așa? Mă, dacă se întoarce din casa ta mai înapoi. Fii atent că ăștia de fapt n-au nicio relație de iubire, nimic între ei. Asta în continuare îl duce cu zăhărelu. Nu, pe bune, eu chiar nu pot să înțeleg oamenii după o vârstă de ce nu renunță la mustața aia care e absolut oribilă, adică mai ales când ți se și decolorează, bă, ori dacă e albă, e albă. Dar când e galben așa, chiar nu pot să-mi dau seama. Așa, ia, ai dat pe gând niște vazelină înainte, ți-o rămas niște muștar în mustață, nu-mi dau seama. Păi, s-am uitat cu văcarul ăla. Hai, că oricum nu mai primesc eu acasă dacă vine. Păi ce, mă fac de râs în sat? Da. Am uitat fata și să întoarce acasă. Păi și ce, mă, Costică, ție nu se milă de fică ta totuși? Că dacă umbli cu una mai tânără cu 70 de ani decât tine, nu te faci de râs în sat, până ramă ce ești. La fel cum Zinaida știe exact ce-și dorește și Costică are foarte clar în minte ce ar trebui să urmeze. Hai să-ți fac un masaj, mergem în dormitor. Hai să mergem în dormitor. Vai cât se umilește. Ia nu, Costică, eu mă duc să deschid, mă. Oh, cât de tare ar fi să fie presa, domnul Costică. Ce faci, bă, nea Costică? Ia. Hai să bem bre și noi un pahar de vin din la bundea lumea ta. Tu te bă, Cezare, că nu merg de bombă. Ce faci, bă, Costică, deranjez? Dar ce-i cu mata cu... Iată încă o vede pe asta așa și așa a pus el ochii pe ea de dinainte, imediat sare pe ea. Crafata asta cu pantalonii ea, faci mata fără joc din la șmecher? Hai, bine, cu zic. Hai că am și eu poftă. Hai, mă, că e târziu. Hai că e un pahar din alea. Ce vrei aici? Ce s-a aud? Cine plânge? Și-auși Costică. Nu fii frumos. Băi, hoții. Cine plânge, men, acolo? Mă, ce se poate hoții aici? Te-au culcat toți. Hai să vedem ce să ne încinzi. Cezar își oferă imediat ajutorul, sperând ca astfel să obțină acces la damigeana cu vina lui Costică. Nu se vede nicio. Ești mânta față, vinea Costică. Ești mânta față. Ești ca aia mare. E o femeie urcată pe o scară încercând să urce pe un acoperiș noaptea, care plânge, guys. Claudia. Claudia, ce faci, Claudia, mă, acolo? Cine-i Claudia? Lasă-mă că vreau să mă Claudia. Claudia, ce faci acolo? Claudia este fica cea mare a lui Costică. Ea trăiește în...
În sfârșit eram curios, unde ești, Claudie? Spania, măritată cu Fernando, sau cel puțin așa stăteau lucrurile până de curând. Hai jos, Claudia. Hai să mă împaci. Hai, tată, că mi-a fost dor de tine. Și s-a ascuns aici pe acoperiș toate zilele astea până acum? Dacă a venit acasă, dă-te jos de acolo, ce cauți pe scară sus? Hai, Claudia, dă-te jos, Claudia. Înțelegeți, m-a săturat de tot. Înțelegeți că vreau să mă omor, lăsați-mă în pace. Păi da, eu sunt mai grea și cad de scara cu mine, urcă-mă ta mai bine. Da, mă, de-o-s mai bătut. Da, e litare slăbuț. Cât te țin eu, urcă, cât te țin eu. Hai că te țin eu. Urcă liniștit că te ține ăsta care sigur nu-i beat. Claudia, dă-te mai jos de acolo. Ai bază în el, hă? Până la urmă, Costică reușește să o convingă pe Claudia să coboare de pe acoperiș. Altă zi, altă zi, te omor, altă zi, da. Haide, acum se rose și târziu, e... Asta nu e o oră bună să te omori. Termină cu... Dacă vrei, mâine la un 12 așa pe zi să fie frumos. Toți sunt foarte curioși să afle ce s-a întâmplat în familia Claudiei. Chiar și eu sunt curios. Ia! Bine. Mamă, dar asta e luptătoare, șaolină de aia. Ce nu i-a plăcut la mine? E solid așa pe... Are ceva mușchi pe aici. Vorba aia, bine arăți. Ce-o zis, că arată bine? Lasă-mă în pace și tu cu asta. Dacă arăta bine, nu mă lăsa pentru aia siliconată, nu? Adevărat. Nu, dar are o atitudine așa de pare așa că face wrestling de performanță și halter așa de 20 de ani. Pe ce să îți alea siliconate, mă, că alea nu dai 2 bani pe ele. Da, de aia am lăsat pe mine pentru aia, nu, că nu dă 2 bani pe ea. Lasă-mă în pace, tată, nu. Haideți, doamne, că da. Nu sunteți chiar așa frumoasă încât fix numai siliconele să facă diferența în cazul dumneavoastră. Cred că mai avea și alte calități. Eu vreau să mă omor, oricum vreau să mă omor, să știi. Cum să te omori, fată? Da, lasă-mă în pace. Auzi, da, mă, Claudia, da, pe acum, noaptea. Mergi în camera ta, te culci acolo. Puțin mai târziu, după ce a liniștit-o pe Claudia, Costică nu-și mai dorește decât să se întindă în liniște lângă iubita lui. Ca ce m-a speriat. Ce faci, dragă, n-ai desfăcut canapea? Păi n-avem loc amândoi acolo, unde dorm? Tu dormi pe jos, că e cam supărată pe tine. Ăsta e pat? Pe jos? Da, n-ai vrea să dormi lângă mine după toate poveștile. Bă, da, eu aș vrea să dorm lângă tine, știi? Știi că vreau să stau lângă tine, Costică, în permanență. Nici să nu te gândești. Știi că vreau în permanență să fiu lângă tine. Nici să nu te gândești, Costică. A doua zi, dimineața, pe la prânz, Antoaneta merge să-i trezească pe tine. Iubiței, dragi de... Bogdane, Adina, scularea, da, alo? De... Bogdane, stați Adina, un pic, doamnă, că ăștia sunt luna de miere. Ziua în amiaza mare, eu sculată de la 6, am le... Da, și dacă dumneavoastră nu puteți să dormiți că vă doare spatele, vă dor șalele și astea, trebuie să-i chinuiți și pe copiii ăștia. Hai, sculare, hai! Hai. Nu, doamna, acum este adică? Bărbatul meu și să-mi fac ca așa vreau eu. Ai pus un monopol da, pe el? Da, așa vreau eu. Cum adică așa, așa vreau? Tu ești șef aici, da, aici în casă? Da, eu sunt șeful, eu. Cine? Asta e tare în gura asta, nu se lasă. Sunt șefa, auzi cum vorbește sunt cu mine frumos? Sunt șefa inimii lui. E frumos, Vai. Bogdan, eu te-am făcut mare, te-am crescut. Doamne, nu cred că aveți vreo șansă aici, mai ales după ce se naște și copilul ăla. Am băgat bani în tine, în educație. E ca o cață asta. Poți să-ți păstrezi ideea să vorbim după ce mă trezesc? Dar pentru ce dormi tu la ora asta? De ce dormi? Dar pentru ce vă băgați noi asta în seamă? Adică chiar v-a întrebat cineva sau care e faza? Tu la ora asta? Când e somn? Noaptea când mă trezesc eu să mă duc la toaletă, voi aici un scop? Bogdan, dă-o afară din cameră! Adică să mă dea afară de... Auzi că ea se trezește noaptea să meargă la toaletă și a remarcat zgomotul de la ei. Ea nu poate să urineze în liniște dacă îi... Ziceți, doamnă, că sunteți invidioasă pe tinerețea lor, că noastră nu mai aveți bărbat, că sunteți scârbă și probabil... Ce știu ce s-o fi întâmplat, l-ați băgat în pământ, săracu om. Sau și-o fi lăsat familia. Bărbații mai fac asta, da, deci... E clar, viața celor doi tineri alături de Antoaneta nu va fi deloc liniștită. Trebuie să se mută de aici, a? Dar să vedem cum se înțeleg Ilinca și Doru. Ești supărat pe mine? Ăștia par supărați. Nu, s-au certat? De ce? Mai ești supărat. Spune-mi ce ai. Nu supărat, mă gândesc și eu așa, ce facem, ce... Ce facem? O să fim fericiți, ce să facem? O să stăm toată viața aici în câmp, cu vacile și fericirea mai mare nu există. Zici așa că abia a trecut o săptămână, dar o să vezi că nu e așa. E greu, tu ești obișnuită cu altă viață. Eu, dacă mie mi-e greu, care... Dacă o săptămână nu se gândea la asta, fii atent că i-a stricat la asta nunta. Și o lasă pe asta singură? Nu, vezi, eu casă n-am, stau pe unde stau, de mila la oamenii ăștia care mi-au dat vacile, să am grijă de el.
A, nici măcar nu sale lui? Ai copii primar, n-ai ce să... Degeaba zici, nu poți să te duci să vinzi tu brânză și nu o să te duci tu să vinzi brânză în piață ca să câștigăm bani și așa. O să râdă toată lumea. Nu ai de ce să fii supărat. Da. Eu nu o să te părăsesc niciodată. E umilitor să vinzi brânză în piață, că o să știe ăia că... Da, așa, dacă stai aici ascunsă printre vași, nu o să știe nimeni. De fapt, să știi că e posibil să am o soluție pentru asta. Opa, ce soluție? Da, o soluție? Da, aș vrea să mă ascult cu atenție și să nu mă întrerupi. Ia... Costele! Păi stați un pic, ce facem? Da. Ne lăsați așa aici în suspans? Da. Asta cine-i? Da. Costeluș! Da! Unde ești, Costele? În grădină. Dar cine e Costel? E bărbatul ei? Bravo, adică în care bărbat? În sat, Antoaneta încearcă să găsească soluții pentru epidemia de lene care i-a invadat casa de când Adina s-a măritat cu Bogdan. Auzi, eu am venit la tine pentru că nu mai suport. Aaa, stai, ăsta-i tasul lui... Am uitat, men. Fata asta, Adina, care s-a luat cu băcănii, nu am fost de acord, știi, ce nu? Ce cu ea, mă? Deci cât este ziua de mare, stă toată ziua și unul și ea și fiul meu, că el nu era așa, m-a ajutat, stau... L-a stricat de cap, este... Bine, mersi, tuțoicați în vârful patului. Le-am zis odată, le-am zis de două ori. Să știi că n-ai educat-o bine. Dă-ți afară din casă, doamnă. Lasă-mă să vină fata acasă cu tot cu pămpălăul ăla de Bogdan. Să vină aici, că uite ce casă mare avem. Să vină și Antoaneta, doamna Antoaneta, să se mute aici la noi. Să vină, mă, tot satul, că vă fac de mâncare, vă pun masa, vă tratez. S-a activat asta. Nu? Să vină aici, mă, toată așa era cu nervii la pământ. Ce casă, primitarul la domnul primar. Zinaida, hai mă, stai liniștit. Dar cum îi perzi mai măsimanul ăsta să vorbească așa? Ce e? Doamne, o, vedeți că vă ia imediat jobul. Eu zic să vă liniștiți. În harul ăsta, ce-i cu tine așa? Ce e asta, mă, tu dai cu sapa, cu târnăcocul? Eu i-am zis, mă, iubita mea, nu-ți convine? Unde la tine? Stai că încă nu te-ai luat cu Costi, stai puțin. Costi, auzi, ăștia... Ăsta e un triunghi amoros aici. Ce? Păi de ce? Tu? E, poate, cine știe? E, tu ai fi o doamnă mai serioasă. Da, bineînțeles, păi de uite-te la tine. Tu ai meclă de fată serioasă? Poftim. Auzi? Da, stai aici la soare? Ce invidie? Mor de invidie? Ascultă, bărbunicioa pământului. Tu nu mai vini pe mine în casa mea, care da? Care casa ta? Ai vreun act? Arată-mi, hai, arată-mi. I-ai făcut vreun act aici? Dar ce te-ai arăt eu ție? Dar ce aveți? Dar ce socoteală trebuie să-ți dau eu ție și explicații? Păi, dar cum vorbești tu cu mine? Ia, uite, dar cine nu vezi ce față de pizzi, porcă? Ai ce-i cu tine? Dar tu, bărbunicioa! Cum îți merge? Ce cerceai ai de babă? Ia, uite-mă, dar tu ai cercei, n-ai nici cercei. Da, n-am, păi n-am cercei. N-ai cercei. Păi da, dacă n-ai cercei, nu-ți permis tu să te iei în gură. Că valoarea-i dată de cercei. What the f*** was that? Ce argument e ăla? Ce? I-am dat 3 zile să... Opa. Dispar asta de aici. Problemele lui Costică tocmai sunt pe care asta? Să devină mult mai serioase. Zinaida era deja asta? Foc și pară din cauza apariției Claudiei. Dar acum, oare, cum va reacționa? Cred că e de bine. Hei, hello, unde vă duceți? Bate că vreau să vorbesc cu tata. Nu vorbești cu niciun tată. E stăpân aici la ușă. Regina curții. Uite, măi, Costică, vine, uite, fita, mă. O, veni, vă, care ăștia. A venit să mă bată în casa mea. Doamne, e nebună, tată, să română. Ce faci, tată? Ce s-a făcut pe acasă? Ce repede a trecut de la una la alta. Mare stăpână de acasă, nu e casa ta, este casa lui tata. Ei, dar tu ce casă? Eu sunt fata lui tata. Eu sunt fata lui tata. Ei, e fata lui tata. Potoleștu. Te rog frumos să rezolvi problema. Eu am venit să vorbesc cu dumneata și a început să nu mă lăsă țipe la mine, să nu mă lase să intru în curte. Păi cum e posibil așa ceva, tată? Spune-i ceva. Cum e posibil așa? Adevărul e că în momentul în care ai cam renunțat la nuntă, tu ai zis că ți-asumi, că nu te mai întorci acasă, că nu te interesează și acum repede te-ai întors. Știu că poate ești supărat pe noi, că poate? Că am plecat fără să cerem voie atunci, dar eu îl iubesc, tată, știi că eu îl iubesc și aș așa, vrea să ne las, ne mutăm și noi aici, că avem, nu știu, și noi nevoie. Păi nu avem unde să... Ah, dar înainte aveați unde sau, ha? Noi nu avem unde să stăm. Dar tu ți-ai ales bărbatul, fata. Foarte bine, da. Dar nu știu să tată că da. Nu am ce să vorbesc cu ea. Nu am ce să vorbesc dar cu ea. Dar n-ai văzut că n-ai unde să stai. Nu am ce să vorbesc cu tine, femeie. Nu este problema ta asta. Nu am ce să vorbesc cu
tine și gata. Sincer, aia cât o fie de scârbă, Zenaida, e cea mai cerebrală dintre toți. Vă permit două zile. Cea mai înțeleaptă. Două zile? Bine, tata. Păi și cu două zile ce au rezolvat? Că nu e ca și cum își construiesc o casă în două zile. Și mai e și cu coana cealaltă. Păi eu plec, mă, în condițiile astea. Eu nu să stau așa tânără și frumoasă lângă tine și să... Haideți, doamna, că exagerați, nu sunteți nici tânără și frumoasă? Creție copii și nepoții, că fie clar chestia asta. Tata, e posibil să țipe la dumneata în halul ăsta? Lasă că văd eu cum mă descurc. Tata, e casa noastră nervoasă. Aici, cum poate să-și facă asta apariția? Bună ziua! Ia că-ar veni și ăștia! E camping aici, toată lumea se cazează. Ce faci, tată? Ce se întâmplă aici? Ce căutați? Ia, iată-mă, ia! Tată, de ce țipă așa? Ia, puierea asta! De ce ați venit? Ați venit în vizită sau veniți aici? Da, dragă! La, la hotel! Da, am venit la hotel, este casa lui tata. Nu este casa ta. Păi de ce v-ați măritat, fetelor? Aveți soții voștri plecați la casele voastre, că sunteți mari! Tata, avem și noi la tine. Ia uite-o! Avem și noi o rugăminte la tine. Uită-te și tu, nu mai suport deloc pe Antoneta și nici el. Deloc, deloc ne face viața un calvar, toată ziua mă pune să fac treabă. Uită-te și tu, cum sunt cu burta asta, nu mai pot să fac nimic, tată. Lasă-ne și pe noi să stăm la tine. Bine, mă, dar nu știu cum să le rezolvăm. Tată, dar e casa ta, te rugăm. Și ei vor să stea tot aici acum. Păi și stăm toți, nu, surioară? Da, tată! Punem de seara pe îngrătat. Mai ții minte, tată, ce fericiți eram înainte. Voi, ce distracție era? Dacă... Când eram noi trei, tată. Bine, că acum ne-am adus și hândrălăi aici, că... Dar nu pleacă până mâine de aici? Am plecat. Dragă, asta pleacă. Rog frumos, lasă claxonul mai. Dar măcar să nu mai claxoneze atât. Ce faci, surioară? Ai de viață. Bine, oameni buni, haideți că ne oprim aici și vedem data viitoare ce se mai întâmplă la hotelul Dragostei, unde toată lumea vine să se cazeze. Cine se mai căsătorește data viitoare? Cumva tot se termină chestia asta. Ori ajunge Costică primar, ori Zenaida nu mai ajunge ăsta, ori se combine Costică cu Antoneta. Ce se întâmplă cu Văcaru? Mai pică aia de pe scară? Rămâneți, vedem data viitoare.